Rata incidenței cazurilor confirmate cu COVID-19 în rândul hunedorenilor a ajuns la 3,8 la 1000 de locuitori, fiind cea mai mare valoare înregistrată de la începutul pandemiei. Incidența la nivelul județului Hunedoara este de 3,8 la 1000 de locuitori, iar numărul localităților care depășește incidența de 3 la 1000 este de 153. Avem localități cu incidența între 1,5 și 3 la 1000, 34 de localități, iar sub 1,5 incidență la 1000 de locuitori, 287. În toate localitățile Văijiului, incidența cazurilor active a depășit valoarea de 3 la 1000 de locuitori, excepție făcând municipiul Vulcan. Când vorbim de Valea Jiului, vă pot prezenta incidența. Cea mai mare este în Lupeni, 3,2 la 1000 de locuitori. Urmează Petroșaniul cu 3,02, Vulcan 2,85, Aninoasa 3,01, dar avem și în două orașe mai mari, până acum am vorbit de municipii, Petroșan, Lupeni și Vulcan, dar urmează Petrila cu 3,46 la 1000 și Urican cu 3,77 la incidența la 1000 de locuitori. În Valea Jiului există 5 focare active înregistrate, dintre care 2 firme particulare, 2 exploatări miniere și o instituție religioasă.